am venit la șefa cuțite pentru că am pus părul pe o strică de vin cu un fost coleg de serviciu, precum că n-aș putea să plec mai departe. Și am zis că hai să încerc, să vedem. Dacă nu iau cuțite, dau o strică de vin și mai vin la anul. Dacă trec mai departe, o să încerc să ajung cât mai sus. Voi pregătează o panna cotta de crab cu spumă de lămâie, piure de mazăre și un croton crocant cu citrice. Am ales acest preparat pentru că îl consider spectaculos ca și prezentare. Sunt o persoană foarte competitivă și îmi plac competițiile, îmi plac concursurile. Îmi place să am ocazia să dau tot ce mai bun. Vă umple această formă de silicon cu siringa și va ieși o formă sferică complet. Primul meu loc de muncă a fost, de fapt, într-un fast food. Apoi m-am angajat ca ajutor de bucătar și ușor, ușor am evoluat până la bucătar șef. Aici punem niște cenușă vegetală. Va căpăta o culoare neagră complet, această panna cotta. Sumea cea mai mare este, ca în cazul multora, o stea Michelin. În România, momentan, este aproape imposibil. Adică bucătar cu foarte mare experiență nu a reușit lucrul ăsta și probabil că nu vor reuși în viitor apropiat. În viitorul îndepărtat, sper totuși să ajung la acel nivel, la acel nivel de performanță. Sper să reușesc să uimesc șefii cu acest preparat și să-mi iasă ce mi-am propus, să plec acasă cu cele 3 cuțite. Mulțumesc! După ciorbă, ce mergem, mă? După ciorbă, sarmal. Aoleu, mamă! Acum. Trebuie să trag de rată, la păi următoarea nu, pauză. Tu aveai de ce? Tu aveai de mâncat una? Eu ar trebui să mănânc tot, da. Dar de ce ăsta trebuie să mănânce mereu când e desert tot? Eram sigur, o să cred că e desert. Dar nu e, mă, desert. Ce înseamnă asta? Dar nu e desert. Ori sushi, ori desert. Dar de ce e pe plata asta? Păi ce e asta? Nu e desert. Hai mă, că vedem acum ce e. Eu mănânc cât o găleată de vinete și nu mai știu ce. Hai. 1, 2, 3 și... Păi ce are, mă, de mâncat? Bine, mă, mănânc tot. Păi da, mă, normal că mănânci tot. Bă, da, ce frumos arată. Arată bine. Foarte mișto arată. Dar nu înțeleg ce e. Are și pâine. Nici eu nu dau seama care e fenicul. Da. Nu e desert. Nu e desert. Un pireu așa de mazăre. După pâine și după asta e... Nu e desert, mă, e piure de mazăre ce e. Trebuie să văd ce e asta. Aia albă e o pudră de ceva. Are ulei de susan. Fix asta e, pudră de ulei. Așa, da, albă? Pudră de ulei, da. Așa. Ia să vedem. Astea două sunt la fel, nu? Avem un geleu de negru de sapie. Asta mi se pare că e crevete. Arată foarte bine farfuria, băi. Și aici asta să fie cu cernală de sepie? Nu, greșit. După culoare, e o pastă de crevete. De aproape, de crab. E crabă. Crab. Crab. De asta prefer pe șef Bontea. Bă, ce are culoarea asta, fenelul? E castravete ăsta verde. E murat. Ce, feniculul? Da. Genul de farfurie de starter. Florina, nu mai ciugul, ia și mănâncă. Păi da, mă, dar nu trebuia să-mi dau și eu seama. Mănânc, dar trebuie să gust mai întâi. Ia și mănâncă, lasă vrăjeala, că ai scăpat tu cel de mai trebuie ceva pâinică sau mănânc așa? Dacă vrei să mai dau pâine de la noi. Oricum n-are voie. E o patrie. E o farfurie frumoasă, dar păcat că, uite, de exemplu, eu trebuie să mănânc tot acum, da? Și mă imaginez, stau, sunt într-o cărciumă undeva, frumos, într-o zonă frumoasă din lumea asta și comand farfuria asta. Și am rămas fără castravete. Nu mai vrei, mai am două biluțe. Nu mai vreau. Și eu am zis că îi trebuia mai mult castravete, știi? Hai, nu plângi. Soție. Deja plângi. Păi nici n-a intrat. Nici n-a intrat și așa. Doar când i-a văzut farfuria. Ala. Acum. Băi, zic că e bucătar de meserie, nu? Clar asta. Dar de unde vine? Aia asta e întrebarea. Chiar sunt curios să văd cine e în spatele acestei farfurii. Bună seara, șef! Salut! Bine v-am găsit! Salut! Cine ești tu? Andrei Tănase mă numesc, am 31 de ani și sunt din Pitești. Tu e meserie? Bucătar. Din Pitești? Da. Bă, așa se gătește, nu la Pitești? Nu, așa găteam în Anglia, de
fapt. A, deci Anglia. Aha. Anglia și Scoția. Am zis eu că e cam un fusion așa. Nu ca... e preparat anume, e o combinație între mai multe preparate ce am învățat eu. Dar spune-mi, de ce ai plecat în Anglia și când? Deci am plecat în Anglia? Da. Am plecat în Anglia acum 5 ani. Ok. Pur și simplu mi s-a oferit ocazia de către un prieten. Când am ajuns, am luat la zero, pentru că eu am zis că plec pe bucătar șef adjunct, ca sous-șef, orgolul meu a avut de suferit, a trebuit să cobor. Am luat la zero, am învățat și... Ce înseamnă de la zero pentru tine? La zero adică ajutor de bucătar. Am fost efectiv prima oară în Scoția. După două luni am reușit să mă obișnuiesc repede, am trecut bucătar, apoi sous-șef și apoi head chef. Și am reușit să iau și a doua rozetă ca head chef, ceea ce pentru mine a fost o satisfacție foarte mare. Dar cu anumite sacrificii, asta însemnând 120 de ore lucrate pe săptămână. Intram dimineața la ora 7, poate și mai ieșeam la ora 1 jumătate noaptea. Lucram 7 zile pe săptămână. După ce am plecat de acel loc de muncă, m-am dus la un restaurant cu două rozete, care aspira la a treia rozetă. Am reușit să obținem cele trei rozete, pe final. Recunosc că am avut noroc și cu soția. Dacă aș fi avut o soție mai strictă, probabil că aș trebui să aleg ori soția, ori bucătăria. Îi mulțumesc pe această cale că încă mă suportă și să sperăm că voi reuși să stau mai mult timp cu familia acasă, ceea ce îmi propun pe viitor. Ai făcut chestiile astea, înseamnă că o poziție bună în Anglia, nu? Da. Deci am plecat, toată momentul da. Deci am plecat. Pentru că între timp a rămas soția însărcinată, a născut și am zis că prefer să-mi cresc copilul acasă, în România, cu familia și cu prietenii. Și cuțitul? Cuțitul, da. Ce scrie acolo? Just say yes, chef, and do it. Bun asta, da. Și ce mai e pe acolo? Mai am Tom și Jerry. Da, de ce vreau, Tom și Jerry? Păi... Eu am fost un copil și o să rămân un copil probabil mereu. Consider că dacă îți pierzi copilăria și spiritul ăsta de copil în tine, nu mai ai pentru ce să mai trăiești. Și probabil că o să fiu copil și la 80 de ani, dacă apuc tot mintea asta de 18 ani o să am. Și sper să rămân așa. Ia zi-mi și mie, dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă ai vrea să faci parte? Dacă? Aș alege pe șef Sorin. Ai notat acolo, Cătălin, te rog? Nu. Te rog, notează. Hai, fă-ți treaba până la capăt. Nu. Fii obiectiv, nu mai fii invidios, te rog, treci acolo. Andrei, mie nu mi-a plăcut o singură chestie din farfuria ta.